Bună, dragii mei! Vreau astăzi să facem un unpacking foarte special, cel puțin pentru mine. Pentru că este vorba de super căruțul Yo-Yo 2. Eu spun că este foarte special pentru că mi-am dorit de foarte mult timp acest căruț. Pentru că noi suntem o familie de călători. Fetele noastre gemene au călătorit deja în peste 16-17 țări, nu mai numărăm de acum. Am zburat destul de mult cu ele și, deși la început noi am avut un căruț din acela mare de gemeni, mie personal mi s-a părut foarte mare, greoi, imposibil de luat în călătorii. Tot timpul noi am călătorit light și la un moment dat am renunțat la căruțul dublu de gemeni și am considerat că nu sunt niciodată singură, doar eu cu fetele, să fie nevoie să merg doar eu cu un căruț de gemeni. Tudor este mereu lângă mine, noi suntem modern, flexibil, călătorim des, așa că ne trebuie o soluție ideală pentru stilul nostru de viață. Și iată Yo-Yo 2, așa că am ales varianta celor două căruțuri independente. O să vedeți, sunt și asortate foarte frumos. Și este un căruț foarte ușor, pliabil și cel mai important lucru este de foarte, foarte multe companii aeriene acceptat ca și bagaj de mână. Practic poți să mergi în avion, pui deasupra la bagaje, cobori, îl iei, nu trebuie să mai stai, să mai aștepți. Iar Yo-Yo este un brand foarte cunoscut, este din Franța, ceea ce face ca produsul să fie recunoscut în foarte multe aeroporturi, după cum am spus, să fie așa emblematic, adică este recunoscut pe stradă de persoanele care știu și cumva brandul acesta vine cu o calitate extraordinară în spatele lui. Căruțurile sunt foarte, foarte bine făcute, au și foarte multe accesorii, drăguțe, inclusiv un sistem de mers cu un copilaș mai mare, au accesorii foarte drăguțe pentru acest Yo-Yo. Este primul nostru căruț Yo-Yo, aceasta este varianta 2 îmbunătățită, dar nu aș putea să compar cu cel anterior pentru că nu știu. Este doar de această dimensiune. Și să vedem cum vine. Este, are și o pielușă, vine în această bursă, este foarte practic și ușor și poți să îl strângi, îl pui pe umăr, te-ai urcat în metrou, în avion, în unde mergi, încape foarte, ocupă foarte puțin loc într-un bagaj, încape chiar nu neapărat un bagaj, cât și la picioare. Deci super, super mic, ușor. Noi de-abia așteptăm să-l încercăm, practic este amănișul pentru noi. Nu cred că se putea face un căruț de copii mai potrivit. Suntem siguri că nu suntem singuri. Iată, așa vine. Ia să vedem cum vine montat. Așa face clic aici, clic aici. Super! E destul de ușor de montat. Practic, cadrul este deja aranjat. Există varianta de cadru alb și cadru negru. Așa arată căruțul montat, foarte ușor a fost, ați văzut ce rapid. Variantele de culori sunt super, există 6 variante de culori și vi-l arăt acum și pe cel de-al doilea. Acum
avem avantajul că fetele sunt mici și nu au preferințe de culoare și nu se ceartă și aleg încă eu pentru ele. Vom vedea mai târziu. Acesta este numărul 2. Deja montat pe varianta cremă bej. Cele două căruțuri. Pe nuanța crem este foarte, foarte frumos și aceasta corai. Este incredibil de ușor, adică chiar ușor. Are maxim 6 kg, cred că are în jur de 6 kg. Îmi place foarte mult capotina. Varianta aceasta, partea de ei se strânge, se strânge așa. Ai varianta să vezi copilul. Ce să zic, foarte frumos și mi-am dat seama de calitatea produsului exact în momentul în care l-am montat. Pentru că totul este foarte, foarte bine gândit. Fiecare element, unde îl pui, totul este atât de ingenios făcut încât chiar m-a uimit acest lucru. Centura este în 5 puncte, e foarte stabilă. Sincer, ai un pic de loc de pus și aici. Un buzunar în partea de aici. Încă un buzunar de desubt și spațiu de desubt pentru bagaje. Ce să zic? Este foarte, foarte confortabil, pe încercate, sigur le va plăcea fetelor. Noi abia așteptăm să îl purtăm cu noi peste tot, în lume, peste tot unde călătorim, în oraș, în avion, în locuri mai extreme. Varianta aceasta de căruț Yoyo 2 are suspensie pe fiecare picioruș, deci cred că merge perfect și pe teren mai accidentat. Și îmi place foarte mult că se strânge foarte ușor, ocupă foarte puțin loc și, repet, este acceptat în avion. Practic este cel mai mic căruț pe care poți să-l iei cu tine în oraș, în călătorie sau oriunde pleci cu copiii. Vă pup!